Salut! Astăzi învățăm acordul de re minor. Pentru a cânta re minor, trebuie să punem degetul 2 pe coarda 3-a în spațiul 2, degetul 4 pe coarda a 2-a, spațiul 3, și degetul 1 pe primul spațiu, coarda 1-a. Vom ciupi doar primele 4 corzi. Dacă vi se pare mai simplu, puteți așeza și degetul 3 în loc de degetul 4 pe coarda a doua în spațiul 3. Re minor.